A fost realizat un studiu amplu legat de sănătatea oamenilor, iar oamenii de știință au descoperit că somnul regulat din timpul zilei al seniorilor ar putea fi un semn de avertizare privind demența. Oamenii de știință din Statele Unite au examinat obiceiurile de somn ale persoanelor în vârstă timp de 14 ani. Astfel, ei au constatat că cei care au tras un pui de somn în mod regulat și mai mult de o oră sunt mai expuși riscului de a face o boală gravă. Cercetătorii au descoperit ceea ce ei numesc un cerc vicios între somnul de după amiază și tulburările privind pierderea memoriei. Aceștia au urmărit în mod constant sute de persoane de peste 80 de ani timp de mai bine de un deceniu. Rezultatele studiului au arătat faptul că seniorii care dormeau regulat după amiaza aveau 40% șanse mai multe de a dezvolta boala Alzheimer, cel mai frecvent tip de demență. Cercetătorii cred că proteinele toxice care se acumulează în creier din cauza bolii Alzheimer au impact asupra părților creierului care ajută oamenii să rămână treji.